Bun găsită, Ionuță, bun găsită tuturor. Se poartă discuții extrem de importante în coaliția de guvernare, totul în contextul în care în doar câteva luni ar trebui să intre în vigoare această măsură prin care să crească contribuția la pilonul 2 de pensii. În momentul de față, această contribuție este de 3,75% și așa cum prevede o decizie care a fost luată în trecut de către cei din coaliția de guvernare, ei bine, această contribuție trebuie să ajungă la 4,75% la data de 1 ianuarie. Vorbim despre un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență și urmează să vedem cum se vor poziționa de această dată cei din guvern. Am văzut acea intenție care a venit din partea coaliției de guvernare în momentul în care se discutau acele modificări la pachetul fiscal prin care pilonul 2 de pensii nu ar mai fi fost obligatoriu. Bineînțeles, toate aceste discuții care s-au purtat în coaliția de guvernare au stârnit reacții extrem de dure și în cele din urmă atât cei din Partidul Național Liberal cât și cei din Partidul Social Democrat au renunțat la discuțiile respective. Însă, cum vă spuneam, urmează să vedem cum se vor poziționa în momentul de față, pentru că odată ce va crește contribuția la pilonul 2 de pensii, o să scadă contribuția la pilonul 1 de pensii, la sistemul public de pensii, concret spus. Ca atare, urmează să vedem care va fi decizia guvernului, totul în contextul în care deficitul la sistemul public de pensii este unul mare și în momentul de față și încearcă, din informațiile pe care le avem, cei din guvern să găsească o variantă prin care să amâne această măsură și anume să nu mai crească contribuția la pilonul 2 de pensii de la data de 1 ianuarie.